Partea a doua a emisiunii Bucovina Sport Action de astăzi, invitat Iulian Ionesi, antrenor, jucător și președinte, sau dar pe zona de executiv, dacă discutăm de rădăuți, slavă Domnului. Vreau să punctez aici niște lucruri, pentru că în spatele meu chiar, adică în spatele meu, că suntem un colectiv care ne ajutăm foarte mult și care mă ajută și pe mine foarte mult. Vreau să... Începând de la echipă și acum, uite, numai bine, prezinți absolut toate... Mă refer la domnul președinte Vichente Popescu, care a fost un sprijin și un om de fotbal de peste 40-45 de ani în zona Rădăuțului și este un sprijin foarte mare pentru noi. Aici vreau să amintesc tot stafful, toată lumea de pe la stadion, toți cei, Tom Unceac, Nea Cornel, domnul Romică Chelba, sunt foarte mulți oameni, kinetoterapeuții, care m-au ajutat foarte mult în această perioadă, pentru că noi, având acele probleme cu virusul, am jucat 3 meciuri pe săptămână, deși erau doar 10 de toate, noi le-am jucat în 2 luni și ne-a fost foarte greu și ei s-au ocupat. Avem un kinetoterapeut, Matei Balean, Maria Weidner, au activat pe la echipe de Liga a doua, de Liga întâi, Matei la handbal feminin, basket masculin în zona Cluj, Sibiu. Deci ei m-au ajutat foarte mult. Ionuț Plămadă este un sprijin real pentru mine. Cristi Butnariu se ocupă de portar și Puianu consider că este cel mai bun portar din serie și merită să joace la Liga a doua oricând. Dragoș Tătar Ticuț, un fost fotbalist al Rădăuțului care mi-este secund și care mă ajută foarte mult și le împărtășește din experiența lui jucătorilor. Deci avem un staff destul de bine implicat, de bine închegat și fiecare știe ce are de făcut. Și atunci și mie mi-este mult mai ușor când sunt ajutat de ei. Într-adevăr, mai avem discuții în contradictoriu, mai apar mici probleme, dar apar într-o familie, dar unde sunt 50 de oameni. Dar din punctul ăsta de vedere, crede-mă, ești avantajat. Pentru că majoritatea celor pe care ai menționat sunt mai mult cu sufletul sau din suflet alături de echipă. Pentru că nu financiar ai atras pe toți ăștia. Mare parte dintre ei nici nu au contracte, fac voluntariat 100% și cei care câștigă ceva acolo e doar așa, să nu zic că au plecat din casă degeaba într-o sâmbătă când avem noi meci. Deci nu, partea financiară, dacă e să o punem, e de râs. Dar eu nu știu cum ai reușit să faci lucrul ăsta. Pe bune, nu? Fiind și domnul Vichente Popescu, președintele clubului, neavând niciodată un avantaj, din contră, s-a ocupat și a bătut pe la ușă, a mers, a adus mașini de tuns, ce a fost nevoie, când s-a mai defectat, le-a adus cum a putut, el s-a ocupat, inclusiv el la un moment dat tundea terenul, fiind președinte. Deci sunt niște lucruri care creează o emulație și atunci oamenii vin cu sufletul deschis și totdeauna am acceptat și noi ca și colectiv am acceptat oamenii care vin cu sufletul aproape și deschis față de echipa asta și își doresc să aibă rezultate. În momentul când vrei să iei pe cineva în staff și prima oară te întreabă, da, cât îmi dai sau lucruri de astea, vă dați seama, noi nu punem lucrurile astea pe primul loc și să știți că chiar contează foarte mult. Anul trecut, pe vremea asta, sau puțin mai devreme, parcă Rădăuțiu se despărțea de Dorin. Da, anul trecut pe vremea asta, Dorin... După turul de campionat, nu? Aproape de reluarea pregătirilor. De reluarea pregătirilor, da. Da, da, da. În ianuarie-februarie anul trecut. E cam în această perioadă. Da, a fost o decizie a lui pe care am respectat-o. El a considerat că un ciclu din viața lui s-a încheiat, stând aproape 3 ani la noi și nu am putut decât să-i mulțumim și să-i respectăm decizia. Erau perspective pentru el, era la acel moment și în discuție cu echipa de Liga 1, mai avea ceva tatonări și cu Liga 2 și probabil a considerat că e oportun pentru el să încheie. I-am respectat, i-am mulțumit, îi mulțumesc și acum pentru tot ce a făcut pentru Rădăuț. A fost un pilon important în dezvoltarea fotbalului în Rădăuț și consider că trebuie apreciat mai mult în zona noastră, pentru că chiar e un om valoros. El de întreaga suflare fotbalistică, microbistică de aici, din Suceava, este clar apreciat în continuare, iar venirea lui la cârma Forestei din vară părea una din soluțiile foarte bune pentru un proiect, da? Proiect care s-a năruit așa în scurt timp, adică
Eu m-am angajat în urma unei discuții cu el și cu Daniel. Să nu discuți niciodată așa ceva, nu? Nu, am avut o discuție cu ei și i-am asigurat de tot sprijinul meu. Deci noi aveam la acel moment jucători care erau încă sub contract cu noi, care au venit la Suceava. 5-6, nici nu mai știu câți am. Eu am pierdut aproape toți titularii. Vă dați seama, deci erau Vitu, Nedbai, Zvoronciuc, Sahlean, Ungureanu pierdut în iarnă, mai a fost și varianta Alexandru care a plecat la Aerostar, mai am plecat Melinte cu Mihăiești, deci eu am pierdut aproape toată echipa. Și le-am spus, luați tot ce doriți, spuneți-mi ce doriți, eu nu le... Că puteam să încerc, hai că-ți mai pun 200 de lei la salariu, hai stai că ești aici, Vitul, ești capitan de o viață. Puteam să încerc. La corazon, le-am spus că nu discut cu niciun jucător, luați pe cine vreți, vă susțin 100% atât timp cât veți fi voi acolo, vă voi susține necondiționat și o să vă ajut cu tot ce pot. Din punct de vedere al Rădăuțului. Bineînțeles, să nu compromit rezultatele mele și să nu ne băgăm la alte nenorociri, că nu se pune problemă. Dar cu tot ce vă pot sprijini moral, din punct de vedere al jucătorilor, sare un copil de aici, aveți nevoie de el, vă sprijin atâta timp cât sunteți voi acolo. Stai, că ai dus discuția pe voi, că inițial a plecat Dorin, dar Daniel, v-ați dus, returul de campionat l-ai dus cu Daniel. Da, dar și Dorin încă nu era la Suceava, eu mă refer astăvară, da. Când deja erau amândoi la Suceava. Da, știi, vreau să punctăm toate. Astăvară, când deja ei luaseră hotărârea de a accepta echipa Foreste. Cumva pare logic, pentru că, fie vorba între noi, Suceava trebuie să promoveze. Atenție, a spus Suceava, n-a zis Foresta, n-a zis Bucovina, n-a zis Fălticeni. Suceava trebuie să promoveze în Liga a doua. Da? Nu mai putem să ne mai complacem mult la nivelul ăsta. Ori închegarea, din punct de vedere financiar, cea mai îndreptățită ar fi Foresta. 100% și eu consider la fel. Însă, plus Dorin, proiect. Și proiectul era discutat înainte de a începe campionatul și nu se știa nici exact cum o să se facă, că 10 serii, că nu era obligatorie promovarea. Am zis, domne, pornim un proiect. S-au schimbat lucrurile, iar felul în care s-a renunțat la colaborare sau cum s-a rupt această colaborare, spun sincer, mie mi-a lăsat un gust foarte amar. Și spun și de ce. Asta e emisiunea despre Rădăuți și vorbim de Rădăuți, dar trebuie să-mi spun și eu oful. Dorin era bolnav de COVID în momentul în care s-a produs această ruptură. Adică, nu știu, îmi dă cu virgulă. Un scurt circuit a fost acolo, nici nu vreau să... Doamne, deci problema lor a fost problema lor. Noi am avut... Și tu, și eu, pe lângă faptul că tu ești implicat la o echipă, că noi ținem la oamenii ăștia, la Daniel, la Dorin, eu țin la ei. Da, și eu 100% țin la ei, chiar din... O spun cu mâna pe suflet, deci nu e doar... Stai noștri, adică atâta bucurie ne-au adus, știi? Discut și acum cu ei la telefon destul de des, le mai cer câte un sfat, nu mi-e rușine, doar au atâta experiență în fotbal și orice sfat este binevenit de la ei. Și... Nu știu ce a fost acolo, cum a fost. Noi am profitat. Știi, dar nu poți să spui. Noi am profitat. Acum vorbim de Rădăuți. Noi am profitat, suntem acolo, suntem la egalitate de puncte, mai avem 8 etape și vom vedea. Sunt încrezător că lucrurile vor fi bine la Rădăuți. Eu încerc prin tot colectiv. Greșesc când zic că Suceava trebuie să promoveze? Nu, dar dacă lucrurile probabil... Ceva e în regulă, nu știu ce, dar de atâția ani nu se promovează. Trebuie să fie un motiv, nu? Și buget a fost, că n-a fost tot bugetul promis de primărie, că s-a mai dat tot, că nu s-a dat. Noi ne descurcăm cu un buget, un sfert de cât al Sucevei, suntem acolo. Și aș avea curajul să merg la baraj și la baraj vă spun cinstit că nu ne vom da la o parte. Vom pierde, după vor avea muncă multă cu noi, să ne bată cine va bate, dacă ne va bate. Și chiar și în timpul campionatului. Vom termina, sper să terminăm obiectivul acela de locul 1-3, pentru că e clar că ne l-am fixat la începutul campionatului și voi avea o dezamăgire acum, la jumătatea drumului, dacă voi termina pe locul 3. Astă vară, dacă mă întrebai de locul 3, spuneam, Doamne ajută! O, da! Da, repet, în vară, la reunire, dai zis și tu mai devreme. Aveai 9 jucători în curte, nu? Da. Toți plecați, nimeni nu vrea să vină la noi. Sunam jucători, unde să vin? Au plecat toți, nu aveți echipă, retrogradați, nu, unde să mă duc la ea? Nu îmi spuneam eu în față, dar mai prin intermediare aflam. Normal, știm ce se discută. Acumulam frustrările mi le-am scos prin multă muncă cu băieții și așa vom face în continuare. Și vom fi o nucă tare în acest mini-retur și sper că și la baraj. Și... Într-adevăr, fotbalul sucevean are nevoie de echipă la Liga a doua. Va fi destul de greu pentru Rădăuți, dar vom obliga autoritățile să investească în baza sportivă, să o cosmetizeze, să o facă de Liga a doua.
dacă va fi să fim la Liga a doua. Nu cred că autoritățile locale din orice oraș Fălticeni sau chiar Suceava vor accepta ca echipa lor să joace în altă parte, la Liga a doua. Să spunem că vor merge la baraj, să spunem că sunt patru meci la urmă la barajul. Nu-i, mamă, wow, nu știu ce, mai mergi la, ajungi la penaltiuri, mai un gol în prelungiri, nu poți să știi cum. Important e să ajungi acolo. Și atunci nu cred că autorităților le va conveni ca echipa lor să meargă să joace, nu știu, pe un stadion la 50-100 de kilometri de... Bun, în marile probleme pe care le are orice echipă din județ, dacă este să discutăm de teren pentru Liga a doua, e cea a tribunelor, pentru că... Da, Fălticenul s-a pus la punct. Da, perioada asta de pandemie, dacă e cu... Sperăm că nu mai e mult, să sperăm. Eu îmi doresc ca din luna aprilie încolo... Martie, aprilie, să fie și spectatori în tribune. Așa... Da, da, știi cum, să fie cu limita aia de 30%. Măcar limită, măcar simți altfel. Noi am văzut... Nu, dar până la urmă, pentru asta, astea sunt meciurile astea. Uite, e o întrebare, ține clar de tine, dar nu ține de strict de Bucovina Rădăuți, principalul nostru subiect de discuție de astăzi. În perioada pandemiei ai făcut voluntariat? Da, am fost la... eram în perioadă de recuperare. Adică nu mai dezamăgit, chiar mă bucur de tot. Eram în perioadă de recuperare post-operator, eram în concediu medical la muncă, toate clinicile de recuperare erau închise, eu aveam nevoie de mișcare, nu aveam voie să ies din casă pentru că decât cu declarații și doar până la magazin sau cum era, pe sport pe stadion nu mai puteam să fac. Și atunci am contactat managerul Spitalului Municipal Rădăuți, acolo atunci erau dezinfectorii care erau angajați la acel moment, erau bolnavi de COVID. Și am făcut vreo aproximativ o lună de zile, zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 16, voluntariat în spital. Și chiar a fost o perioadă foarte interesantă și o experiență de viață utilă. Chiar dacă atunci toată lumea fugea, familia... Eu dacă fug toți, cine mai rămâne? Familia mă condamna acolo. Na, era, Suceava era, spitalul Suceava era focar, dar mă echipam în acel combinezon. Slavă Domnului, pregătirea militară. Unde eram chemat? Da, eram chemat, de exemplu, doar eram chemat în saloanele sau în locurile pe unde treceau cei suspecți sau cei chiar confirmați, da, pentru a dezinfecta acolo. Echipat bine, dar chiar mi-a prins bine, o experiență de viață utilă și sper să scăpăm mai repede de această pandemie. Da, da, vezi că asta nu se poate întâmpla așa, ci va trebui totuși un efort serios din partea tuturor. O conștientizare până la urmă că numai prin un efort conjugat putem să scăpăm de nenorocirea asta. Da, și totodată încetul să ne reîntoarcem la partea asta normală. Că, repet, meciurile de fotbal, oricât transmitem noi pe rețele de socializare, pe televiziuni, pe cât ori fi, nu, meciul de fotbal acolo trebuie să fie la fața locului, pentru că altfel se joacă. Eu sunt convins că acum, de exemplu, primul meci acasă, vom avea prima etapă, adică a doua returului, că prima s-a disputat deja, vom avea la Pașcani și apoi va veni Suceava acasă. Sunt convins că dacă ar fi fost cu spectatori, era plin. Era plin. Suntem garantat. La bătaie ambele echipe acolo, la egalitate de puncte. Poate vom fi la egalitate de puncte și după disputarea primei etape. Noi la Pașcani acasă cu Ceahlău. Programul e destul de, chiar dacă sunt doar 8 meciuri, toate echipele s-au întărit. Hușul s-a întărit, Ceahlău s-a întărit. Și Miroslava s-a întărit. Consider că și noi și Suceava am reușit acest aspect. Ei mai cu acești jucători din afara țării, noi am mizat în continuare pe localnici și vor fi meciuri tari. Acum îmi pare rău că nu vor fi spectatori. Oricum la noi meciurile sunt televizate și din discuțiile avute cu responsabilii televiziunii din Rădăuți, audiențele sunt foarte mari, de aceea le și transmit în continuare, pentru că au chiar audiențe mari la momentul meciurilor. Da, mai avem nevoie și de fotbalul ăsta a nostru, nu numai ce ni se propune de la nivel de cupe europene și Liga 1. Avem nevoie de ai noștri, ăștia de aici, de acasă. Da, eu sper că lucrurile vor intra normal. Trebuie să ajungă, e deja un an. Poate și cu acest vaccin vom vedea ce va fi, dar mult n-ar trebui să mai dureze din punctul meu de vedere și vedeți că economia e la pământ, toate lucrurile vor merge mai spre mai rău și vom resimți probabil acest lucru în câțiva ani și cu cât se va termina mai repede, cu cât viața va intra mai repede normal în toate domeniile, atunci probabil vom reuși redresarea mai bine.
Da, păi până la urmă cam așa se întâmplă și așa se mișcă lucrurile din această perspectivă. Însă, până să ajungem la partea aia, normalitatea pe care ne-o dorim, cred că o să trebuiască să mai prindem și părți de astea cu 30% din spectatori, cu mai puțin. În fine, ce jucători mai trebuie să mai luăm la Rădăuz? Ce ne mai trebuie? Nu ne mai trebuie nimic. Suntem bine cu acest lot de 22? Pe data de 3 acum plecăm în... Suntem 25, de fapt, cu tot cu mine, dar mai sunt câțiva copii care... Posibilitate, probabilitate ca cineva să plece? Există? Sunt oferte pentru... Ar fi ceva în acest moment, dar vom vedea în cursul zilor următoare. Cert este că până pe data de 3 februarie eu vreau să am lotul cu care voi pleca în cantonament. Acela va fi lotul cu care voi merge la drum. Deci... Până pe data de 3 vom stabili se exact. Se mai pot întâmpla. Se pot întâmpla, da. Să plece, să vină unul, dar mai puțin probabil. Dar există această posibilitate. În schimb, până de pe data de 3 nu mai accept. Pe data de 3 vor pleca jucătorii doar în cantonament, doar jucătorii care au actele în regulă, care au semnat. Care... Bine, toți au semnat, dar dacă va fi o ofertă de ultim moment, vom vedea, ne vom pune la masă și vom stabili. Pentru că, având 22, 23, 24, Iulian, pot sta, la pot la cum te știu și cum au funcționat toate lucrurile, niciodată nu te-ai pus în calea fericirii unul. Dacă vine, nu știu ce echipă și vrea un jucător și, da, cum ai spus, domnule, îmi pare rău că nu s-au dus la echipe de Liga 2, de Liga 1, de ce nu? Adică să primești ofertă pentru portar să plece la echipa de Liga a doua. Ok, da? Da, dacă jucătorul e bucuros, da. Mai avem câțiva jucători pe la Suceava împrumutați. Zvoronciu, un portar de 2001 junior, care are calități foarte mari, a apărat destul de puțin la Suceava. Ei vin din urmă și suplinim orice jucător. V-am spus, mi-aș dori, dacă nu va fi să fie la Rădăuț Liga a doua, mi-aș dori să meargă într-un proiect, cel puțin la Liga 2, să progreseze. Uitați-vă la Alexandru, chiar am vorbit seriile trecute cu el, este unul dintre cei mai buni jucători de la Aerostar Bacău, chiar dacă Bacău nu stă tocmai bine la Liga 2, dar are două oferte, este căutat de Liga 1. I-am spus să țină capul jos în continuare, muncă multă și să nu îi se urce la cap acum că îl caută lumea. La vară va lua o decizie, pentru că până la vară trebuie să rămână să ajute Aerostarul, poate să salveze de la retrogradare. Și așa învăț pe toți. Te învăț și le dau sfaturi doar de bine pentru ei. Să fie corecți, pentru că viața le va oferi atât timp cât sunt corecți. Păi acum fie vorba între noi. Câți ani ai tu acum? 35. Mulți înainte. Mulțumesc. Iar pe teren nu faci rabat la efort. Nu mai joc așa nu mai mult e pentru ce că... Era, da, dar... Mai intru câte un sfert de oră, 20 minute, atunci când poate e necesar. Dacă scorul este favorabil și este totul bine, dau șansa copiilor. Eu mi-a trecut vremea și nici nu mai am așa, acea plăcere atât de mare, pentru că am destul de multe responsabilități. Dar uitați, am intrat cu Fălticeniu, am reușit să egalez, mai ajut și eu cât pot, cum pot. Oricum, cert e că mă pun 100%, 200% în slujba echipei și încerc să-i ajut din teren atunci când intru. Cât nu, încerc să fac celelalte lucruri. Foarte responsabil, foarte serios și să aibă tot ceea de ce este nevoie la acest moment și să nu simtă presiune, să nu simtă nevoia de a avea poate un leu în buzunar, mă duc la conducere, fac demersuri să-și primească drepturile, adică sunt un liant între ei și conducere. Da, ultima întrebare pe care o am pentru tine, știu că asta apropo de infrastructură, acolo lângă stadion a început construcția unui noile vestiare, cu alte cuvinte, ce s-o mai... Încă n-a început, bazinul de not este undeva lângă stadion și în mare parte, adică e în plină construcție, vestiarele sunt pe acea structură. Pe acel program nou, GAL, pe finanțare GAL. Da. Și este o mică problemă, nu știu exact care sunt problemele, acum au fost alegerile astea, până se mai așează lucrurile. Cert e că finanțarea încă nu a venit, fonduri europene. Și atunci nu știu ce va fi în continuare. Așa se bazau autoritățile la acel moment, pentru a nu mai cheltui alți bani pentru alte vestiare, să facă aceste vestiare. E un centru multifuncțional care trebuie construit acolo. Era parcarea aia chiar. Exact. Acel centru multifuncțional va includea și două, trei vestiare care să deservească terenul 1 și terenul 2 care ne-a ajutat pe noi. Dacă scăpăm că acum vestiarele sunt acolo sub tribune și am înțeles că e destul de complicat. E foarte complicat. Acolo nu mai e ce face pentru că s-a infiltrat apa în structura de beton. Orice am face, oricât am izolat, nu mai... Betonul s-a măcinat, s-a mâncat de atâția ani din 1900.
toamna, nu mai știu de când a fost făcută acea tribună. Și atunci, din punctul meu de vedere, cert e că trebuie ori reconsolidată cu sens de răspundere, ori, dacă nu, demolată și făcut ceva mult mai cochet, mult mai schelet metal, nu știu, ceva mult mai... Da, sunt atâtea soluții. Sunt soluții. Ai văzut la Fălticen cât de frumos a crescut de la an la an. Că da. Nu s-a făcut totul cu investiții majore. Și la noi pista a schimbat total imaginea. Aspectul, da. Aspectul, într-adevăr, s-a mai schimbat puțin și gardul pe acolo pe la noi. Ușor, ușor s-au făcut și la noi câteva lucruri. Consider că este loc de mai mult mai bine și mai trebuie făcute. Dar știți cum e. Cum trei... Să obligăm noi autoritățile. Îi obligăm prin rezultate. Da. 30 de ani nu s-a făcut aproape nimic. Acum au început să mai miște. Uite, mă bucur chiar și la Fălticeni că arată stadionul destul de bine și domnul primar de acolo, fiind profesor de sport, s-a plecat asupra bazelor sportive, asupra stadionului, asupra sălilor de sport și a terenurilor de la școli. Chiar e un plus pentru Fălticeni din acest punct de vedere. Și la noi s-au făcut, sper și domnul primar, venind tânăr, venind dornic de muncă, să schimbe fața orașului în mai bine și a sportului, pentru că sportul, cultura, avem nevoie de ele pentru a ne dezvolta ca... O da, avem nevoie. Ca persoane. Iulian, mulțumesc mult! Mulțumesc și eu de invitație. Baftă și ne auzim când începe campionatul, pentru că în etapa a doua, nu, e derby local. Derby. Da, derby. Oricând, cu mare plăcere, mulțumesc de invitație. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Eu sunt Marius Cocoș și vă mulțumesc pentru atenția acordată până la momentul reîntâlnirii. Toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.